Valul 4 despre care am fost avertizați că va veni este aici. Numărul cazurilor la nivel național trece de 600 de persoane zilnic, iar la Sibiu este în continuă creștere. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a spus că vârful valului 4 se va înregistra la mijlocul lunii septembrie. Spitalele din județul Sibiu s-au pregătit pentru un val de pacienți, dar în același timp, toți cei din sistem militează în continuare pentru vaccinare ca fiind singura modalitate de protecție împotriva unei forme severe a bolii. Prețurile la terasele din centrul Sibiului au crescut vara aceasta. Sunt atât de ridicate încât o persoană în jumătate de oră poate să scoată din buzunar cu ușurință 50 de lei pentru o băutură și un desert. Sibiul a ajuns să fie la acest capitol aproape la fel de scump ca marile orașe din vestul Europei. Comparația cu metropolele ca Viena sau München nu ar fi deloc supărătoare dacă românii ar avea salariile precum austriecii ori nemții. Programul Anii Drumeției face pași înainte. Zilele trecute a fost realizat un prototip de bancă de odihnă destinată amplasării pe traseele turistice. Banca a fost realizată din material lemnos local, cu un design simplu, asemănător băncilor realizate artizanal și a fost amplasată în Poiana Găujoara, într-un punct de intersecție a mai multor trasee de drumeție. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.